După ce a lucrat mulți ani ca arhitect, Emma Marinescu s-a hotărât să-și îndeplinească o dorință mai veche, aceea de a deschide o mică afacere cu decorațiuni handmade. Eu din copilărie am avut așa o atracție pentru modelaj. Eu furam lut, de pe unde apucam lut, mult spus. Era mai mult un pământ din care mă jucam. Mama chiar mi-a aruncat modelele. Nu credeam că din joaca respectivă voi ajunge să fac ceva foarte serios în timp. Obiectele din ciment nu sunt doar simple elemente de decor, ci au și o utilitate. De fapt, mai multe, în funcție de imaginația fiecăruia. Este vorba de decorațiunile din ciment alb, cele cu suport, practic. La început eu le-am folosit mai mult ca suport de lumânare, doar că ele pot fi utilizate în mult mai multe feluri decât pentru o simplă lumânare. Poți să le folosești ca o bombonieră, poți să-ți faci o decorațiune cu plante uscate, poți să-ți pui cheile, poți să-ți pui bijuteriile, poți să faci ce vrei. Corpurile de iluminat au fost așa o prelungire a ideii mele de suport de lumânare. Practic am vrut să duc lumina mai departe, la alt nivel, am trecut la becuri și de la asta a plecat și în plus îmi și place foarte mult stilul acesta industrial, tot ce ține de ciment, fier și lucrurile astea simple. Cu pasiune și pricepere, Emma modelează și asamblează fiecare decorațiune. Procesul de creație începe de la amestecarea cimentului, compoziția practic, să-mi iasă textura de care am eu nevoie pentru ca ea să rămână în forma respectivă. Ele ies diferit și asta îmi place foarte mult la ele. În funcție de cât ciment am în mână în momentul ăla, cam așa curge pe forma rotundă și atunci toate sunt un model unicat, deși ele sunt același lucru în principiu. Rămân la uscat minim 24 de ore, după ce le scot din formă, le las să ia încă puțin aer, să se simtă cimentul foarte bine uscat, după care aplic acel strat de spray auriu și eventual încă un strat de lac protector per total pe toată suprafața. Îmi procur firele, duliile și le asamblez pe fiecare în parte manual, după care la fel creez compoziția de ciment, mi-l pigmentez în funcție de ce vreau să iasă la final și îmi creez tot singură practic matrițele de care am nevoie pentru forma finală. Atât suporturile de lumânări cât și lămpile se integrează foarte bine în orice stil sau amenajare. Le-am văzut puse în casele oamenilor care le-au luat și atunci mi-am dat seama că sunt destul de versatile și le poți utiliza în foarte multe feluri. De la texturi, cum avem și aici, cele industriale, poți să le așezi mai ales având această pată de auriu la decorațiuni. Ele pot fi puse și într-un stil mai elegant sau mai clasic. Așadar, dacă vă doriți piese decorative inedite și accesibile, obiectele din ciment sunt alegerea perfectă.